Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Puterea Patra este președintele Partidului Liberal, domnul Mihai Ghimbu. Bună seara, domnule președinte, și vă mulțumim că ați acceptat să veniți la noi. Bună seara, mulțumesc de invitație. Domnul președinte, ședința Parlamentului de astăzi, sau ședința de astăzi a Parlamentului, a fost una destul de interesantă pentru mulți. Dacă au fost mulți oameni care au rezistat să asculte tot ce s-a vorbit azi, au aflat multe lucruri. Ședința în continuă, dacă nu greșesc eu. Da, da. Am ascultat cu atenție discursul dumneavoastră foarte dur împotriva domnului Filat, împotriva Partidului Liberal Democrat, acuzându-i direct de ceea ce s-a întâmplat la Banca de Economii. Deci asta a fost, ăsta a fost subiectul ședinței de azi a Parlamentului. Dar eu un lucru vreau să înțeleg. Deci totul s-a întâmplat la Banca de Economii, domn președinte, imediat cum dumneavoastră ați trecut în opoziție. Deci dumneavoastră ați fost șef de stat interimar, șef interimar, este deja a doua greșeală într-un minut. Ați fost șef de Parlament. Ați fost unul din cei trei lideri ai Alianței pentru Integrare Europeană. Și brusc, așa, în două luni, dumneavoastră ați plecat în opoziție și brusc s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că nu prea îmi vine să cred. Nu, eu cred că și dumneavoastră și cetățenii cunosc că de 2 ani de zile eu abordez subiectul ăsta, că la bancă lucrurile nu stau bine și merg în direcția de a, expresia moldovenilor, prihvatiza banca. Despre asta am vorbit și în Parlament, despre asta am vorbit și reprezentantul Fondului Monetar, despre asta am vorbit și la ședințele coaliției Consiliului Alianței, am vorbit și în 2, și în 4, și în 6, și în 9. Eu și partidul pe care îl reprezint, nu suntem, le numim Partid Liberal, nu suntem împotriva privatizării. E cunoscut că în toate statele, în perioada de tranziție, cât mai mult proprietate se află mâinile statului, cu atât mai mult e corupt puterea, cei care sunt la guvernare, fiindcă nu poți furla un proprietar, că acela nu-ți dă. Adică, mă rog, îl pui în situație, îți dă o mită, dar bani mari nu poți face. Deci faci numai acolo unde e proprietatea statului. Dar orice privatizare, orice obiect, orice avere care e în proprietatea statului, ea are un singur scop. Pentru a contribui prin această vânzare la dezvoltarea economică, care să aducă bani în buget. Fiindcă niciun stat nu poate să dezvolte, să plătească pensii, salarii, burse, să aibă locuri de muncă, în cazul în care economia e la pământ. Așa. E cunoscut faptul că economia bună și-a demonstrat deja țările democratice are la bază proprietatea privată. Și aici noi suntem pentru aceasta. Însă, aceste privatizări, aceste vânzări nu trebuie să se facă în interesul puterii, celor de la putere sau din anturajul puterii, sau, în cazul dat, spunem, interes Federației Ruse. Să vedem că sunt două variante. Să revenim la problema, la cine s-a dus aeroportul și Banca de Economie. Dar principalul, eu am spus azi în Parlament, în 2008 Banca de Economie avea profit venit. Da? 300 de milioane. În 2009, 27 milioane. De ce 27 de milioane? Fiindcă a fost falimentată banca Invest Privat Bank și Parlamentul, guvernarea comunistă, a pus pe seama băncii de economie datoriile de la Invest Privat Bank, care erau banii cetățenilor. Păi da? Trebuia cumva salvat acea bancă. Trebuia, statul răspunde în cazul dat. Și a pus banca de economie într-o situație. Și de ce au fost doar 27 milioane? Pe urmă noi am venit. Ei, aici în 2009-2007, pe urmă 7 milioane, noi am dat prin Parlament 400 ceva de milioane. 450 sau 400, mai țin minte acum. Adică banca și revenea. Da, ca să compensăm banii care Banca de Economii i-a plătit pentru Invest Privat Bank, cetățenilor. Dar nu s-a întâmplat. Din contra, în 2012, banca a ajuns cu pierdere de 300 de milioane. Deci la 300 de milioane în 2008 profit, toți cetățenii aveau dividende, primeau acolo tot, și statul
La 300 milioane, venit la 300 de milioane pierderi. Și asta s-a întâmplat în perioada când eram noi la guvernare, Alianța. Și eu am atras atenția și am spus că aceasta nu este, și chiar atunci, dacă vă amintiți, noi n-am votat fracțiunea noastră. Până nu am avut o discuție cu reprezentantul Băncii Mondiale, care mi-a promis că noi punem condiția să fie eliberat Gascheviș, directorul, fiindcă directorul face, îndeplinește ordinul de sus și dă credite neperformante. Și mi-a promis că da. Și am votat pentru alocarea de acești bani. Și Gascheviș a fost eliberat peste un an de zile. Adică a continuat să îndeplinească. Și acum dosarul penal a deschis doar pe Gascheviș, fiindcă alte urme nu. La telefon nu s-a ascultat, nu poți demonstra. Și a căzut vinovat Gascheviș. Dar Gascheviș tot a fost director atunci când banca în 2008 aducea profit de 300 de milioane. Vedeți cum stau lucrurile. În afară de aceasta, acum guvernarea, și apropo, n-au venit prim-ministru, care au luat decizii, dar au trimis așa de viceministrii care au pus și au semnat, alții și-au explicat, au dat explicații Parlamentului. Argumentul a fost astăzi că s-a luat decizie reieșit din situația în care se află banca. Așa? Dar cine a dus? Aici e problema și asta trebuie să ocupe procuratura. Cine e persoana sau cine sunt persoanele care a dus la situația actuală banca de economie? Iată unii problemă. Și pentru că domnul Vladimir Filat v-a trimis, cum a spus dumneavoastră, în opoziție, dumneavoastră ați decis că domnul Vladimir Filat este vinovat. Nu, eu am spus lucrul și atunci. Nu spuneam când sunt în opoziție și atunci l-am spus. Și în Parlament l-am spus. De ce? Fiindcă banca de economii avea 56% din pachetul acțiuni. Și asta înseamnă toată puterea aparținii statului. Vlad Filat era prim-ministru. Ministrul de Finanță era PLD-meului. Și atunci mă întreb, cum? Și mă am argument când au refuzat să accepte un membru al Consiliului de Administrație la bancă, care prevede legea, să fie un viceministru la economie, care era atunci la liberali. Că asta m-a pus pe mine pe jar atunci. De ce? Ce se întâmplă? Zic, dar de ce nu acceptă dacă lucrează legal, corect? De ce nu acceptă? N-a fost niciunul în AE1, nici de la mine, nici de la PLD, nici de la PD. Toți în Consiliul de Administrație, inclusiv președintele, a fost la PLD. Președintele Consiliului de Administrație a fost Bodiu. Ca Pistot. Pistot, unde era în Consiliul de Administrație, era Bodiu președinte. Iată care e problema. Și următorul argument. În 2008-2009, o acțiune costa 150, așa spun, 100-150. E una să vinzi, să privatizezi banca, sau să vinzi acțiunile, pachetul statului, un procent din pachetul statului, cu 150 o acțiune, și alta e să le vinzi acum cu 5 lei. Ce a câștigat statul? Ce a câștigat bugetul? Da, spune că va salva banca. E bun lucru bun. E un lucru bun, fiindcă bani, cetățenii au bani mulți, cei mai mulți bani cetățenii țin în banca de economii. Dar în cazul în care acest care nu-și va îndeplini angajamentul asumat, ce facem cu banca? Tot la Parlament o să vină. De ce atunci îmblăm noi așa aia? Doar atunci vă amintesc că a fost concluzia Băncii Mondiale și a Băncii Naționale, că guvernul trebuia încă atunci să vină în primăvară să ia de la Parlament să împrumute 800 de milioane ca să ajutăm banca. N-au venit. Au făcut printr-o firmă, firma aceea a dat niște milioane, firma a promis că în iulie o să dea 800 de milioane, jocuri de felul ăsta. Iată de ce eu spun că aici lucrurile nu stau așa cum trebuie. Da. Este interes. Și ultimul argument în privința aceasta. În august. Filat nu era premier pe 29 august. Spune că eu sunt președinte partid și eu știu cum să rezolv problemele. Filat e președinte partidului și știu care e dispoziția în partid și cum el conduce. În august, toată lumea e în vacanță. Și în primul rând europenii. Noi vorbim de integrare europeană, parafarea acordurilor, semnarea acordurilor, dar de ce nu mergem și în privința aceasta ca economia noastră să ajungă în mâinile europenilor, care lucrează legal, care își înstiți, care nu o să ne închid rubinetul, care nu o să ne creeze embargouri, asta tot foarte mult contează. Eu m-aș bucura dacă ar fi firmele acestea care au luat Banca de Economie și Aeroportul a moldovenilor noștri.
Ea la guvernare. Aia tot de anuștri sunt. Mai rău ar fi dacă acestea s-au dus în mână Făzbăul rusesc. Fiindcă banii astăzi nu se află în Banca de Economie. Banii se află în Banca Gazpromului. Deci dumneavoastră acuzați, dar pe de altă parte nu știți. Știu, tot știu. Eu nu acuz, acuz procurorul. Eu vorbesc despre situația de la Banca de Economie. Domnul și, în cazul, și în cazul dat, aeroportul, tot firmă rusească, gazoductul, e la Moldova Gaz, 50% pachetul Gazpromului, mâine poi mâine dăm și Moltelecomul, și CET1, și CET2, și Termocomul, calea ferată, ce mai avem? Concesionarea aeroportului s-a decis când PL-ul era la guvernare. Poftim? Concesionarea aeroportului s-a decis când PL-ul era la guvernare. Eu spun încă o dată, noi nu suntem împotriva concesionării. Noi vorbim cum. Cum a făcut această concesionare? Agenția Proprietății Publice, pe lângă Ministerul Economiei, da? A făcut propuneri la câteva companii de-astea. Sau aeroporturi, am să spun mai corect. Păi nu așa se face. Pensam că eu intenționat am făcut. Conștient am făcut. I-am propus la aeroport cu tare, care știi că cel nu are interes la Chișinău, la cel nu are interes la Chișinău, și toți au refuzat și au cerut numai două din Rusia aeroportul. Și unul nu a prezentat cum trebuie, dar altul a prezentat. Și mai ați un argument azi, că evident că dacă s-a anunțat licitații, concurs, participau mulți, trebuie să dă multe documente și încă ceva secret aici. Înseamnă că la ruși nu le-au dat nimic, că ei au construit aeroportul în perioada sovietică. Ei au dirijat, știu lucrurile. Asta ar fi cel mai trist când noi mergem spre integrarea europeană, dar tot dăm în... Eu nu sunt potrivă ca firme rusești să dețină proprietate la noi. Dar viața ne arată că firmele rusești, ca și firmele noastre, ca și statul nostru, pot fi puse în genunchi de către puterea de la Moscova. Vedeți cum? Cu prunile, cu strugurii, cu vinul, asemenea cu gazul, cu să înghețăm la iarnă. Noi nu putem să avem parteneri care permanent ne șantajează și ne sperie. Noi am obosit 200 de ani, trăim sub sabia rușilor, Kremlinului. Nu, rușilor, nu, a policienilor ruși. De că eu cu rușii n-am nimic, eu am ce am cu policienii ruși. Dar astfel decizii nu pot fi luate de un singur partid, nu? Pentru că avem la guvernare trei partide sau două partide. Iar că aici vă răspund, aici vă răspund că aceste lucruri au fost tentații și când eram noi împreună. Și noi n-am admis lista care a votat-o în iunie. Hotărârea Parlamentului, lista la privatizare și hotărârea Parlamentului în baza comisiei de anchetă prezentate de președintele comisiei de la comuniști. Economistul Reitman. Raportul a fost ascultat în ședință închisă, ascuns de oameni. Acolo era prevăzut, fiți atent cât de bine gândit a fost pregătit așa și a dat termen în iunie două luni de zile. Nu, clar că până pregătești procedura, unde ajungi? În august. Nu? Deci, eu o analizez ca un jurist care am o experiență, slavă Domnului, că rău bun, dar nu creat o viață. Și când o viață bască ciocanul, înseamnă că mâna devine mai de bace, nu? Așa și eu. Eu, printre rânduri, citesc și văd lucrurile. Dar cel mai important este că această coaliție, prin tot ce aici face, poate să ducă la guvernare comuniștii din nou. Da, asta mă deranjează. De ce n-au făcut așa? Cum e practica europeană? Selectează prin concurs o companie neutră, care nu cunoaște pe Gimp, pe Filat, pe Lacaniu, cu Lupu și ceilalți. Și era dorit să fie europeană. Că noi trebuie să atragem investiții europene aici, nu? Spre asta vrem să trăim, în baza valorilor standardelor europene. Această companie, selectat prin concurs, ea se ocupă de darea în concesiune aeroportului, de vânzarea procentului din pachetul de acțiune a statului la Banca de Economie, la toate celelalte. Și atunci scoți de sub critica opoziției și frica cetățenilor că a fost furat. Dar atunci când lucrul se face în august, atunci când au fost votate documentele după ce au fost scoși la guvernare, păi și nu-i clar lucru, dar eu știu
ce discutam noi înainte și eu eram împotrivă la multe lucruri. Dar noi tot pierdut. Grupul liberal reformatorilor a adoptat la Curtea Constituțională decizia de concesionare. Curtea imediat s-a expus, a stopat acest proces. Eu îți vă răspund la întrebarea asta după ce o să numesc Curtea Constituțională. Ce a sesizat foștii mei colegi? Hai că nu mai vreau să vorbesc de ei, că oricum nu au nicio șansă. Bun, atunci vă întreb altfel. Am să răspund ce au sesizat și atunci să vă spun tot răspund. Numai, credeți-mă, nu pot să spun acum, fiindcă înțeles cât de grabă nu știu când curtea examinează. Eu am să încerc să vă întreb altfel. Da. Dacă asta dintr-o parte a părut așa, parcă a fost jocul cuiva. Sau a PD-ului sau a PLDM-ului. Pentru că liberal reformatori totuși fac parte din putere, nu? Aceasta nu-i sesizare, numai atât pot să vă spun. Această sesizare vine să netizească ce aici s-a făcut. Ei au făcut toți împreună. În guvern au votat împreună. Au votat miniștrii care au trădat Partidul Liberal și se află azi la, în echipa aceasta. În Parlament au votat acești 7 deputați care au plecat de la noi. Așa că aici, aici e înțelegere, tot normal, așa cum vrea. De ce n-au obținut unele lucruri când eram eu? Că subordonau partidului, disciplinii de partid, președintelui, și eram în Parlament alături. De ce n-au atunci? N-au votat colegii mei, dar m-au votat. Înseamnă că, gata, acolo a apărut interes. Și tot s-au primit și din, părți egale? Și din, nu știu, egal, nu, dar nu pot spune, asta e treaba organul și nu e mea. Și au plecat tot din interes. Au trădat partidul. Caz s-a prezentat. Îl prezint ca șef fracțiunii, dar el iese deschis și spune că deputații Partidului Liberal Reformator. Ce scuză? Care? Este lege, concurent electoral, măcar să ai rușine, că e totuși om educat, cu carte, știi? Cum poți să-i spui minciune în fața oamenilor? Care? Și lumea știe, deputața reformatorilor? Deci întrebarea asta mi-e foarte departe, dar totuși vreau să precizez. Dar oficial, domnul Ghimpur, cine este președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal? Oficial este Valeriu Munteanu. Și vă demonstrez. Domnul Corman, care nu are nimic împotriva dumneavoastră, zice că nu e adevărat. Corman este membru de partid și acolo este disciplină, s-a luat decizia, când s-a format coaliția, a semnat ca președinte a fracțiunii, cu toate că PD-ul, clar că asta e tot mână lui Filat, de a rupe fracțiunea Partidului Liberal în două, de a distruge Partidul Liberal, îi place așa, numai el să rămână ca Napoleon, ca Hitler, știi, el peste tot, mai mult nimeni, el reprezintă democrația, valorile, pragmatismul, tot absolut. Dar nu i-a mers. I-a reușit doar cu fracțiunea, cu partidul. Nu să vedem care pe care încă. El era interesat. Dar pe Deu nu trebuia Lupu să semneze alături de Ion Hădârcă ca președintele fracțiunii. Fiindcă această fracțiune a apărut în baza concurentul electoral, cum scrie regulamentul, care este Partidul Liberal. Și era E1 și apoi E2. Această alianță s-a destrămat. Sigur că fracțiunile rămân. Dar când se formează o alianță nouă, cum s-a format această coaliție, ea nu se formează între partide și fracțiuni, dar între partide doar. Partidul este concurentul electoral. Partidul a fost votat de cetățeni. Cum astăzi poate fi Partidul Liberal și la guvernare și în opoziție? Spuneți-mă, dacă din 34 de comuniști, deputați comuniști, da, mâine 18 spun că părăsesc pe... Nu părăsesc pe CNU. Spun că îl dăm afară pe Vladimir Voronin din fracțiune. Vladimir Voronin va fi dat afară din fracțiune. Sau el fiind președintele partidului, totuși, reprezentând partidul, va fi, continua să fie deputat pe CRM. Pentru că așa a fost și în cazul dumneavoastră. Din 12, 7 au zis că... Deci majoritatea a zis că... Conform statutului partidului, este regulamentul Parlamentului, dar repet încă o dată, partidul e concurent electoral. Uh-huh. Fracțiunea nu poate reprezenta partidul din care tu nu faci parte. O să aduni să-l dea Voronin aparte, afară din fracțiune. Asta a fost un exemplu. Asta e utopie ca și cu comunismul lui Lenin și al lui celorlalți. Eu vorbesc de bunul simț, de bună educație, de
responsabilitate în fața cetățenilor. Deci ca să fie curat în lege, trebuie, deci grupul Hadăr că trebuie să anunțe. Noi părăsim fracțiunea PL-ului, trebuie așa da, să anunțe. Dacă o hotărâi să plece, părăsește, dar nu organiza pe la spate lovituri de partid și spune la oameni că Ghimpu și cu Chirtoacă sunt de acord și Ghimpu se retrage și Chirtoacă e de acord să fie președinte. Și amăgești lumea. Veniți la Chișinău, dar nu la președinți filială. De ce au fost mulți atunci? Vă amintiți că au fost mulți la întrunirea celor? Pentru că eu amăgești, le-am spus. Veniți, dar nu spuneți nimănui. Și când și-au dat seama președinții de filială, toți au venit înapoi în partid. Spus, stați o clipă, voi și umblați cu mișiunea aici, că noi n-am venit în Partidul Liberal ca să ne amăgiți ca niște copii. Și au rămas trei ștuțări acolo, măsurați de expresie. Șapte. Și miniștri și premier. Vorbesc de președinți filială. Revenind acum totuși la Banca Națională, știu că dumneavoastră recent a fost o emisiune televizată la o colegă de-a noastră. Și a sărit în apărarea domnului Drăguțanu. Dar cum poate șeful băncii naționale, guvernatorul băncii naționale a Moldovei să nu aibă habar de ce s-a întâmplat cu Banca de Economii dacă într-adevăr acolo au avut loc acțiuni ilegale, ținând cont că legislația spune că astfel de tranzacții nu se fac fără BNM. Asta pentru că dumneavoastră l-ați propus pe domnul Drăguțanu în funcția de guvernator sau de ce? Nu. Vă răspund și argumentez. Nu pot să bag mâna în foc, eu cunosc foarte bine legislația ce ține de activitatea băncii naționale, dar... Cu atât mai mult? Da. Dar Banca de Econațională nu răspunde de vânzarea internă, că aici nu s-a vândut acțiunile, aici s-a majorat capitalul. Minoritarii au cumpărat, asta îi permite legislația, o vânzare internă, deci ești cu 5 lei acțiunea. S-a majorat capitalul, legea permite, noi vorbim cum s-a procedura, deci noi nu trebuie să vedem doar actul majorii capitalului la Banca de Economii, dar procedura. De ce am ajuns în situația aceasta? Deci, cum am spus, în 2008 banca aducea profit 300 de milioane, ca în 2012 ea să aduc pierderi 300 de milioane. Cine e vinovat de aceea? De aceea cu asta trebuie să rugăm organele, procuratura. Cine e vinovat? De ce o bancă profitabilă ajunge una neprofitabilă și cu pierderi? Dar asta tot nu e o panică creată. Nu e panică. De ce a fost afectat cetățeanul? Statul oricum rămâne, are pachetul de blocaj. Știți ce? Iată dacă în... Pentru că noi cu cât mai mult discutăm, oamenii sperie. Deci în 2008, nu, cetățenii nu trebuie așa sperie. Banii lor nu suferă, noi vorbim de bani care trebuie să vină în buget. Dacă, ce înseamnă o bancă? La noi toate băncile, auziți? Le cunoașteți venitul care au anual băncile la noi. Dar nu are nimeni structura pe care are Banca de Economii. Nimeni. Și atâția bani a cetățenilor. Deci dacă în 2008 era profitul venitul de 300 de milioane, în buget veneau 300 de milioane. În 2009 trebuia să vină 400 de milioane. În 2010, 500 de milioane. În 2011, 600, cel puțin. În 2012, 700. În 2013 trebuia să fie miliardul. Și aștept bani în buget care contribuie la majorarea pensiilor, salariilor, burselor, drumuri, grădinițe, reparații. Iată despre ce e vorba. Nu! Nu trebuie să ne uităm numai la faptul că cetățenii nu au suferit. Suferi cetățenii pe altă linie. Pentru că au pensii mici, salarii mici. Dar cei care la putere devin milionari, miliardari peste noapte. Iată care e problema. Dumneavoastră la conferința aia de presă așa ați spus-o pentru că sunteți impulsiv că veți organiza proteste? Nu, sau la acum modul nu vreți... serios. Noi am discutat înainte aceasta, dar odată cu ieșirea comuniștilor, noi nu putem să ieșim împreună. No. Noi n-am nicio acțiune împreună. Și eu vreau să spun că n-am criticat doar guvernarea azi. N-am spus că undeva să credeți dumneavoastră și lumea că eu... port pică pe filat. Filat Dumnezeu cu viața lui, în cetățean pentru mine ca toată lumea. Eu am spus că banca, în primul rând, a început să aduc, să pierde, să duc în jos, din cauza comuniștilor. Că au închis invest privat banc și a pus pe seama băncii de economii, bancă de, clar că de stat nu poți pune una privat, să întoarcă banii la cetățenii care aveau depunere la banca aceea. Și de aici s-a preluat. Și în loc noi să ridicăm această bancă, am dat și 400 de milioane, am spus. Unde am ajuns? Problema este până că dacă... clarificăm noi cine cu banca, eu spun, trebuie să iau un minut de publicitate. Da, poate fumăm și o țigară între timp, dacă... dar trebuie să luăm acum. Ok, nu, vă rog, publicitate fără publicitate nu este televiziune.
Publicitate. Альмагель поможет при изжоге. Альмагель А при изжоге с болью. Альмагель Нео при изжоге и вздутии. Препараты серии Альмагель при изжоге, боли и вздутии. Без вопросов. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов обращайтесь к врачу или фармацевту. Теперь в таблетках. Tehnica exclusivă Bosch Siemens pentru realizarea oricăror, chiar și a celor mai îndrăznețe idei. 5 octombrie, ora 11, deschiderea magazinelor de firmă Bosch Siemens. Numai 14 zile, reduceri până la 50%. Bosch Siemens, strada Vasile Alexandrii, 34. Aveți febră, dureri de cap și guturai. Vă ajută Gripostad, cu conținut sporit de vitamina C. Gripostad. Se recomandă citirea cu atenția prospectului. Красный. Красный? Красный! Суперакция! Приходи в бомбу в красном и получи скидку до 40%! Супермаркет «Бомба». Красный цвет лидера! Чем больше упаковка, тем меньше стоимость кассеты «Жилет». Экономия 20% при покупке упаковки из 8 штук. Гефест. Гатитул есть у плачере. Мегамор Витал. Быстрое восстановление после различных заболеваний. Мегамор Витал. Улучшение обменных процессов в печени. Мегамор Витал. Профилактика стресса и хронической усталости. Стойкий иммунитет. Мегамор Витал. Необходимая комбинация аминокислот и витаминов для всей семьи. Reduceri până la 40% pentru cea mai bună tehnică. LED televizor cu diagonala 82 cm la un preț incredibil, 4.999 lei. Alina Electronic, expert în tehnică. Заложен нос? Попробуй Otilin Spray. Otilin быстро снимает заложенность носа и действует мягко. Если заложен нос, Otilin решит вопрос. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов обращайтесь к врачу или фармацевту. Эфизол тротează гâtul. Эфизол la gust e super. Эфизол de calitate. Lung efect și imunitate. Efizol cu vitamina C, cu gust de cacao, tratează angine, faringite, laringite. Oricine poate avea dureri de gât. Trebuie să știi cum să le tratezi. Efizol. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Боль в спине, боль в суставах, мышечная боль, ушибы. Мазь Nagitox избавит от боли и воспаления. Nagitox. Свобода движения. Прочитайте внимательно инструкцию. Мне часто задают вопрос, почему ты, Дима, начал заниматься спортом, почему ты начал заниматься бегом. Вот честно, я никому не говорил об этом, потому что это звучит очень странно. Я в жизни делаю то, что чувствую, нужно делать. И ты начинаешь заниматься спортом. И заниматься спортом правильно, не просто пробежки ради того, чтобы скинуть пару килограмм, а именно для того, чтобы чего-то добиться, зафиксировать какую-то цель и прийти к ней. И ты к этой цели будешь идти, и потом все-таки сделаешь это, у тебя жизнь поменяется. Ты будешь чувствовать совершенно себя иначе. Она приобретет краски и перец. Коллега! Шопинг! Фитнес! Спа! О-ла-ла! И это далеко не все. Кафе и рестораны, туризм и одежда, услуги и многое другое. Молцел представляет М-Клаб – программу скидок для всех своих абонентов. Отправьте СМС на номер 9900 и получите скидки прямо на ваш мобильный телефон. Молцел. У наших скидки. Холивир – препарат, созданный на основе натуральных компонентов. Восстанавливает клетки печени, оказывает желчегонное, противоязвенное, антитоксическое действие, снижает уровень холестерина в крови. Холивир – уникальная природная формула здоровой печени для всей семьи. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов обращайтесь к врачу или фармацевту. Публичитате. Am revenit, doamnelor și domnilor. Domn președinte, deci cu aeroportul, ca să înțeleg eu așa, da. Împotriva rușilor n-aveți nimic? Nu. Împotriva privatizărilor n-aveți nimic?
Dar cifra asta, pentru că la ultima emisiune a fost un reprezentant tot al opoziției la noi, doar că a fost din partea opoziției comuniste, da. Și povestea faptul că 250 de milioane pe care promit acest aeroport că o să investească, ei se investească în decurs de 49 de ani? Pe durata întregii... Așa, adică până la papur vodă. O astfel de situație a fost în Georgia. Nu vreau să spun statul care tot a luat și a făcut așa încât zboruri din biletii să nu fie, toate să fie de la ei. Și au pus pe burtă zborul din Georgia. Dar nu-i Turcia țara? Și atunci a renunțat. Turcia, da. 49 de ani, asta știți, câți ani o să aibă copiii noastre? 49. Ai văzut? Ce vorbim noi? Nu, astea nu sunt lucruri serioase. Nu așa, trebuie să gândesc cu om de stat, nu așa se face. Cu atât mai mult că aeroportul are anual profit bun. Și s-a introdus o taxă care e inclusă în bilet la cetățeni, special pentru modernizarea aeroportului. Bani sunt. Se putea de lucrat în altă direcție. Se putea, noi avem, noi suntem așezați geografic între est și vest, așa-i? Eu cred că multe orașe ar fi dorit aeroporturi să zboare prin aeroportul Chișinău spre Europa. Pentru că e mult mai scump. De exemplu, chiar și prin Moscova. Multe orașe rusești ar fi zborat, dori să zboare pe aici. Dacă se ocupa serios. Că aici embargo, o chestie nu poate fi, aici se interesă de aeroport, de bani, de profit, de venit. Eu cunosc tehnologia asta a noastră, a moldovenilor. A face așa încât întreprinderea spui că dacă nu luăm decizia asta, e mare. Europenii văd că nu țipă. Europenii sunt mai deștepți ca noi. Ei sunt mai responsabili de parafare și semnarea acordului decât guvernarea actuală. Eu nu vreau să... cu ei întâlnești discuții. Și eu știu și cunosc multe lucruri. Ei sunt mai responsabili. Și mai au încă ceva la ei. Ei știu ceea ce am spus eu. Tot ce e în proprietatea statului, sfură. Și scorupi. Corupție mare. Și mai bine să ducă ca asta înseamnă reducerea corupției. Ca să fure altcineva. Dar, iarăși, nu prin metodele acestea. Ei nu cunosc, la urmă, cum să vă spun, europenii discut cu guvernarea. I-ați auzit vreunul spun azi în Parlament că undeva s-a greșit din deputați? Ei apără șefii lor, apără partidul care reprezintă. Nimeni n-a spus. Cu toate că, știu că la ședința coalițiilor au fost discuții pe alocuri, vorba unui fost coleg, așa, mai aprins. Și nu i-au potolit și au liniștit. Aeroportul Chișinău, Banca de Economii, aveau nevoie de companii și investitori europeni. Fiindcă noi vrem Europa la noi acasă. Noi venim din comunism. Noi încă mult timp o să gândim și o să judecăm și o să luăm decizii cum s-a luat în perioada sovietică. Interes meschin propriu. Partidul Comunist asta a fost un partid care a trăit pentru dânși folosând tot poporul, toate popoarele în toată, fosta Uniunii Sovietică și țările socialiste. Vorbeau de norod, dar mâncau ei icrâneac și icri roșii. Și lumea stătea fără carne, prin relații și așa mai departe. Dar o companie europeană, asta înseamnă că deja ei știu a lucra în baza legii, ei știu a plăti impozite, ei nu vor să avem relații cu putere, ei lucrează cu legea. Și asta înseamnă Europa la noi acasă. Noi vrem să ne integrăm în europeană, dar să activăm, să conducem, să gestionăm banul public cum e în zona de unde vrem să ne rupem. Cine e la putere, acela e legea. Nu, așa nu poate fi integrarea europeană. Și vreau să spun încă o dată, încă un lucru. L-am spus. Parafarea acordurilor la toamnă și semnarea lor la anul încă nu înseamnă ruperea noastră și gata, europenizarea noastră, ruperea de
imperiul care ne-a ocupat. Pentru că dacă noi pierdem alegerile viitoare, și eu am spus lucrul ăsta și a fost colega luat în deridere, manipulare cu cetățenii și spunea minciuni la o emisiune, la altă televiziune. Dacă noi pierdem în viitoare alegeri, am zburat acordul și tot. Am intrat în Uniunea eu, aceasta vama la Rusia, Belarus, și ați văzut care a fost atitudinea Europei față de Armenia, când au spus că ei acceptă Uniunea Euroasiatică. Sunt incompatibile. Și chiar la noi a venit acum aici, care a fost toți și au spus că Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, sunt incompatibile cu Uniunea Europeană. Și atunci, la revedere, moldoveni. Cei, le-am spus azi în Parlament, colegi, răspundeți personal de viitorul european în Republicii Moldova. Dacă voi, prin tot ce aici faceți, veți aduce la putere guvernarea comunistă care ne va baga Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, vai de capul vostru. Voi vă bucurați că e liniște și pace în teritoriu, că iată cu bancă în mijloc și cu aeroportul, lumea nu iesă. Moldovenii sunt răbdători, dar nu toată viața. Dar dacă aceasta se produce, asta e cruce pus pe o democrație noastră, pe bunăstarea cetățenilor, pe tot. Fiindcă diferența dintre Uniunea Europeană și aceste uniuni care sunt acum în fostul spațiu sovietic, este acolo omul și legea prevalează. Și guvernarea lucrează în baza legii și pentru om. Dar aici prevalează cine la putere. Puterea și banul. Noi ce vrem? Noi ce dorim? Ce spunem la cetățeni? Deci ce spunem aici trebuie să facem. Și atunci, cum cetățenii să înțeleagă lucrurile astea? Vorbim de declarație europeană, standarde europene, dar folosim standardele cunoscute de regimul totalitar comunist. Noaptea. De ce în august? Hotărârea prevedea în două luni. De ce în august? Ca să nu participe niciun investitor european. Ca să nu participe nicio companie la gestionarea aeroportului. Toate lucrurile sunt gândite. Aeroportul tot filat l-a luat. Eu nu știu cine i-a luat. Nu-i treaba mea. Avem organe competente. Trebuie să clarifici. Eu vă spun că dacă l-a luat filat cu Blahăniuc, Lupu, Diacov, Voronin, Ghimpu, nu, că eu nu participam. Nu-i atât de rău. Dar dacă s-a dus în mâinile făzbălul rusesc și noi mergem în Europa, dacă aeroportul în subordinea Federației Rusie, cu gazoductul subordinea Federației Rusie, cu Banca Economiei și sistem bancar ca atare, dacă se ia Banca de Economie undeva cu acțiunile unuia care are în Republică cam 40% din banii care dețin în bănci, în băncile noastre, apoi ne putem trezi cu o criză a sistemului bancar care lumea o să zică, asta e Europa. Iată de ce eu spun că spunem una, dar facem alta. Și asta nu-mi place. Și cetățenii nu sunt prea creduli în privința aceasta. Această coaliție, cum am mai numit eu și Aerobank, este responsabilă astăzi de viitorul european al Republicii Moldova. Dacă viitorul european zboară, apoi să știi că numai datorită lor. Și asta nu o să treacă așa cu una cu două. Cetățenii au așteptat schimbarea și au pledat, s-au împărțit între soții și soți, între copii, familii, toți, numai ca să vină democrația la putere. Nu pentru aceasta. Nu ca noi să spunem, dar noi v-am adus, am ratificat acordurile și am semnat, am parafat și au fost semnate acordurile și libera circulației. Regim liber în țară de vize. Nu și? Dar viața decentă. Dar toate acestea, la cine rămân pârghiile? Dar dacă mâine pui mâine Gazprom zice, auziți, i-a întoarce nu datoriile cele care le-ar transmisele, de fapt, care ei le-au făcut, fiindcă transmisia nu plătește. Cetățenii plătesc de dincolo de Nistru, dar banii rămân în bugetul și menține pămărul cu sprijinul Rusiei. Și zic, i-am dat 9 miliarde cele. Și dacă n-aveți contra, atunci haideți, cum ați dat aeroportul, dați și C1, C2, Termocomul, Red Nord, și atunci ce ne facem noi? Cine este stăpân? Unde noi mergem? Spre Europa sau spre Euroasia? Până atunci, domn președinte, astăzi vorbim despre schimbare. Apropo de schimbări, poate ați văzut și dumneavoastră informația asta, azi în Orhei au început niște mișcări așa
tectonice. Domnul Filat a fost acolo, domnul Lupa au semnat crearea noii majorități, debarcându-i astfel pe comuniști care erau acolo. Mâine pleacă în Ialoveni. Peleu nu e în Ialoveni la puterea? Păi pe asta și vor la Ialoveni, în locul președintele nostru, care a fost Nicolae Andronic, săracul decedat la 33 de ani, iau o înțelegere să formeze coaliție și la nivel local. În sfârșit. Nu că în sfârșit. Interesul. Ei au înțeles că pot face tot ce aici fac, e doar împreună. Cu Peleu nu am făcut și nu o să fac. Și de ce interesul i-a unit și se gândesc la viitoare alegeri? Șansa lor de a obține mandate bune nu poate fi prin convingerea alegătorului, să-i spui că noi, Moldova fără sărăcie, ce mai avem fiecare, PD-ul nu se minte, slogan avea, trandafiri de la Moldova. Aici cetățenii deja încep să înțeleagă care și pentru ce a venit în politică și cu ce se ocupă fiind la în Parlament, la guvernare ca atare. Deci, puterea lor e în pârghile administrative. Și, sigur că, în altceva, care nu vreau să vorbesc. Și de ce e acum fortifică aceasta? Puterea administrativă. Cât mai mulți oameni ai, etăi, putere, la putere, în raioane, în sate, funcții de concentrate, cu atât mai mult neamuri, prieteni, cumătri, vecini și aici se adună. Și fiecare care a dat un loc de muncă, zic, ce-ți votez eu cu Peleu? Da, e partid cinstit, corect, dar eu dacă vine Peleu, mine să mă mătruia, zic, tu ai fost cu tare sau cu tare. Mulți consilieri liberali au plecat raionali. Nu. La liberali reformatori. Câțiva. Eu încerc să spun că câțiva primari și câțiva... Dar în casa nu s-a în plecare. Să mai vedem la sfârșit. Unii au fost puși în situații să plece. Că omul, dacă nu are o funcție, nu are salariu, nu are salariu, are probleme în familie și trebuie să gândească și să rănească familia. Dar să puțin. Că eu am avut întâlniri și cu președinții de filială și cu primarii. Acum, luna aceasta, sărbătorim 20 de ani de la fondarea partidului și iar să ne întrunim. Partidul, din contră, este mai puternic, mai unitar. Cele a reușit, doar a reușit să dezbine fracțiunea. Și atât. În rest, au contribuit ca poziția partidului să fie mai bună. Nu știu dacă o să vreți să recunoașteți, nu o să vreți să recunoașteți. Bine, și întrebarea nu chiar. Dacă am făcut ceva, o să recunosc. Dacă n-am făcut, nu o să recunosc. Domnul Ghimpo, dar semnarea acestor documente la Vilnius în noiembrie, parafarea, după care semnarea, după care regim liberalizat, sperăm, nu vreți să recunoașteți care va avea loc datorită scinderii Partidului Liberal? Datorită acestui grup cadărcă care a refuzat să meargă la anticipate și absolut a votat? Nu. Eu am avut o discuție, vă amintesc că am avut... Nu, pentru că dacă m-a fi avut anticipate, este clar că nu s-ar fi parafat nimic. Nu. Stați-vă. Eu am avut întâlnire, vă amintiți, am avut așa un voiaj prin Berlin, Bruxelles și Strasburg. Nu m-am întâlnit cu conducerea și da. Consiliul Europei și la Bruxelles cu oficiali UE și în Berlin. Și am discutat încă atunci, asta era luna martie, că Filat nu poate fi prim-ministru și Peleu nu votează pentru Filat în calitate de prim-ministru, deoarece lucrurile au depășit toată măsura, toată limita. După cum vorbim de telefon și după tot ce aici cunoaște și lumea. Și asta nu reprezintă valorii europene, asta nu reprezintă democrația, aceasta nu reprezintă guvernare democratică. Nu reprezintă democrație și cer capul procurorului general după pădurea domnească? Nu, să ceri ca procurorul general și pe de altă parte să dai dispoziții să înverzești Republica, să
pui genunchi oameni de afaceri, dacă nu intri în partid, să le blochezi conturi, să-i amendezi de milioane, asta nu... Eu nu spun că a greșit când a cerut. Acolo e cu totul altceva, e altă ciolama, să spunem. Nu trebuie să le amestecăm. Acolo a fost ciolama cu cipierci din Bătoria Domnească, dar aici e ciolama cu dolari și euro din băniște de economie și așa mai departe. Noi n-am spus că nu votăm pentru alt reprezentant al PLD-ului la funcție prim-ministru, așa cum a ajuns fiul Leac în urma decizii Curții Constituționale. Noi nu l-am votat pe Leac din considerent când am fost invitați la formarea majorității parlamentare. Noi l-am fi votat. Dar majoritatea parlamentară s-a format la inițiativa PLD-ului, fiindcă au 31 de mandate și așa e practica europeană. Cine are mai multe mandate, acela începe negocierile cu cele partide parlamentare în formarea majorității parlamentare. Și europenii din martie, încă atunci am discutat candidatura lui Leancă. Ei nu dorm și ei. Ei cunosc ce se întâmplă la noi. Și în martie, deja, dacă am discutat cu mine, înseamnă că discuta candidatura lui Leancă la ei acolo. Ei înțelegeau foarte bine că Filat nu poate fi prim-ministru. Cu atât mai mult... după o astfel decizia Curții Constituționale. Nu, și până la decizia Curții. Fiul i-a spus așa, că n-am discutat cu decizia Curții. Nu s-a depășit linia roșie. E clar? Prin această expresie. Asta sunt vorbile lui, îl citez. În problema aceasta, nu s-a depășit linia roșie. E clar? Europenii întotdeauna spun, ia să vedem, după parafare, credeți că aceeași politică o să aibă europenii față de noi, cum ne laud acum? Mi-a să înțelegeți că europenii și-au asumat și ei acest obiectiv. Și atunci, cum va arăta Merkel, Barroso, Fiule, ceilalți, ceilalți state, când a eșuat? Adică, îmi amintesc că eram chiar în Berlin. Și acolo mi-a zis un oficial că în acele zile era în Berlin și ministrul externe a Statelor Unite Americii, Lavrov a Rusiei și a Ucrainei. Și discuta cu ucraineanul situația din Republica Moldova. Că acolo atunci a avut loc schimbarea să semnez cu Ucraina, nu cu noi. Când au văzut că această alianță s-a dus și asta e datorită lui Filat. Și Lavrov umbla, așa mi-a spus, prieteni de acolo, mândru din Berlin, adică poftim, iată la Chișinău, voi Europa. Și nu m-am ajuns acasă și au trecut o săptămână, 10, 2 săptămâni și am citit la noi știrea. Într-un ziar rusesc scria că Uniunea Europeană a pierdut lupta cu Republica Moldova fața Rusiei, unde Rusia n-a pus niciun deget. Hai să fim serioși, adică Rusia n-a pus niciun deget. Filat denunță acordul AIE 2. Spuneți-mi, era vinovat Plahotniuc și Zubko, procuror general, așa? Dar cu cine trebuia să formeze următoarea coaliție alianță, Filat? Nu tot Plahotniuc? Și am format-o Plahotniuc, nu cu Ghimcă, l-a criticat. Vedeți? Așa că nu datorită scindării. Că noi, datorită acestor trădători, Partidul Liberal azi nu este la guvernare. Fiindcă dacă ei era fracțiunea unitară, Filat n-avea încotro, avea să facă invitii Partidul Liberal la formarea coaliției. Și atunci noi am fi semnat acordul cu alte condiții. Nu așa cum a semnat, numai să dăm jos comuniștii, guvernarea comunistă, alte condiții ar fost din partea Partidului Liberal. Dar așa, i-a luat pe ăștia, i-a pus în panieri și hai, ridică mâna și așa mai departe. Cine le va fi nou lider, apropo, știți? Cine n-ar fi, ei nu au loc de clăcintir. Nici chiar așa, domnul președinte. Eu vorbesc politic. Eu am înțeles, dar... Dar cum? Dar cine n-ar fi în Ugo? Nu? Hai să fim serios. Nu.
n-au aluat. Eu i-am spus și domnului Chertoacă, care a fost la noi, da, în studio, că domnul Hădârcă totuși a fost un mare luptător pentru... Hai să fim serios. Domnul Hădârcă numai așa a folosit, i-am dat noi. Noi am muncit și el a ținut speech-uri ca poet, ca... Eu știu toate foarte bine. Moldova 1 a arătat... Marea Adunare Națională, prima Adunare Națională... Moldova 1 a arătat toată Marea Adunare Națională cu ocazia Zilei Independenței. Și acolo domnul Hădârcă era... Să vă spun adevărul. Marea Adunare Națională, de fapt, am condus-o eu din umbră. Scenariul tot. Eu, Hădârcă în față, trebuie să te am în spate. Și încă cu soția lui Maria m-a ajutat acolo. Marea Adunare Națională trebuia să pregătească, un coleg de-a nostru a cerut singur, tot un scriitor, să facă scenariu. Și au rămas 3 zile, eram președintele Front Popular, prin rotații, că nu eram președinte Hădârcă. Era membru al executivului. Și când scenariu, tot târgâna, și au rămas 3 zile, gata, nu te mai credem. Și aici au făcut așa o mișcare ca să ne pun în situația proastă. Și în 3 nopți noi am făcut scenariul Marea Adunare Națională. Și pe urmă, pe loc încă, eu modificam acest scenariu. Nu zic, mă rog, dar poate special a venit acolo. Că, am să spun pentru prima dată la dumneavoastră, ce mi-a zis odată, fostul meu prieten. Că dacă nu-l promovam la funcție de președinte a Frontului Popular, poate el ajungea președintele prezidentul Sovietului Suprem atunci când s-a dus Mocanu și a venit Snegur. Analizați foarte bine aceste cuvinte. Pe fiecare om are ambiții, nu? Nu. La noi atunci nu venea oricare președinte a prezidiului. Acolo hotărâm Moscova. Cum să ajungi? Dacă unea scritură era în opoziție toate omul cu Partidul Comunist. Cum să ajungi președinte, prezidentul Sovietului Suprem a Republicii Sovietice și Moldovenești când a venit Snegur? În 98 sau 9, 88 sau 89. Când? Cum? Sunt lucruri aici care, că a fost președinte frontului, acum sunt Marea Adunare Națională, alții au muncit, dar alții au cules lauri. Printre cei care au muncit sunt și eu, și fratele meu. Și fratele meu și pe mine, vedeți la Marea Adunare Națională. Eu eram președintele frontului. Marea Adunare Națională, prima, trebuie să aibă loc la Schinoasa, la motocross. Uh-huh. Și la... Așa au hotărât prezidiul Frontului cu Snegur. Și la ședința executivului Front Popular s-a luat decizia că o acceptăm, că dacă nu o să mergem acolo, nu o să ne permită nicăieri. Și eram președinte, m-am dus acasă, mergeam. La noi este unii Valea Raiului, se numește, unii are loc, mai și cu mașina umblă, rale. Nu știu, nu. Spune, rale, campionatul mondial, coloniță, ori european aici, Valea Raiului. Și mergeam acasă, cum acem de obicei, 12, 1, mai chiar am ajuns noi, după istoria noastră, cu Marea Adunare Națională la Alba Iurea, să facem la motocross, acolo în pască, vacile, oile. Și vine Adăuza, Iurie Roșca-i martor. Spun, Iura, așa scriu, președintele prezidiului Sfântul Suprem, domnul Mircea Snegur. Prin prezenta, vă aduc la cunoștință, că Frontul Popular nu acceptă sfârșoarea Marea Adunare Națională în valea aceea la Schinoasa. Punct. Marea Națională va avea loc în Piața Victoriei, așa era Piața Marea Națională. Președinte în exilă. Da. Și o tăcut Snegur și tot biroul. Și astfel, datorită mie, a avut loc această Marea Națională în piață. Apoi, cui merită mai mult? Al Hădârcă sau meu, că el a stat acolo în față? Da, mă rog, a condus, a vorbit frumos, în cămașă națională, nu zic. Dar ce a făcut azi? Șterge tot ce a făcut el atunci. Da. Contra piesa asta, Libertate, care e foarte frumoasă, ce ați avut? Pentru că a scris-o domnia sa? Ce a schimbat imediat? Dar fratele meu mai frumos a scris. Și de ce să nu fie fratele meu, dar lui? Ia că acum scrie muzica, deja e scrisă. Se lucrează. Cum să avem noi versul lui Ion Hădârcă, care el a spus? Dar care piesă va fi? Care versuri? Pagina 155, mereu. Citiți. Libertate, floarea, de speranță. Ceva. Dar e tot de libertate legat. Are frumos, de asta trebuie să luăm o minim de publicitate. Trebuie să-l iau. Și nu ideea mea. Domn președinte. Nu ideea mea. Mi-au sugerat alții. Au răsfuit cartea și au zis. Am înțeles. Publicitate până atunci. Publicitate. Альмагель поможет при изжоге. Альмагель А при изжоге с болью. Альмагель Нео при изжоге и вздутии. Препараты серии Альмагель при изжоге, боли и вздутии. Без вопросов. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов обращайтесь к врачу или фармацевту. Теперь и в таблетках.
Tehnica exclusivă Bosch Siemens pentru realizarea oricăror, chiar și a celor mai îndrăznețe idei. 5 octombrie, ora 11, deschiderea magazinelor de firmă Bosch Siemens. Numai 14 zile, reduceri până la 50%. Bosch Siemens, strada Vasile Alexandrii, 34. Aveți febră, dureri de cap și guturai? Vă ajută Gripostad, cu conținut sporit de vitamina C. Gripostad. Se recomandă citirea cu atenția prospectului. Красный. Красный? Красный! Суперакция! Приходи в «Бомбу» в красном и получи скидку до 40%. Супермаркет «Бомба». Красный цвет лидера. Чем больше упаковка, тем меньше стоимость кассеты «Жилет». Экономия 20% при покупке упаковки из 8 штук. Гефест. Гатитул. Есть им плачере. Мекамори Витал. Быстрое восстановление после различных заболеваний. Мекамори Витал. Улучшение обменных процессов в печени. Мекамори Витал. Профилактика стресса и хронической усталости. Стойкий иммунитет. Мекамори Витал. Необходимая комбинация аминокислот и витаминов для всей семьи. Reduceri până la 40% pentru cea mai bună tehnică. LED televizor cu diagonala 82 cm la un preț incredibil, 4.999 lei. Alina Electronic, expert în tehnică. Заложен нос? Попробуй Otilin Spray. Otilin быстро снимает заложенность носа и действует мягко. Если заложен нос, Otilin решит вопрос. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов, обращайтесь к врачу или фармацевту. Эфизол тратяза гытур. Эфизол на густе супер. Эфизол де калитате. Лунг эффект си иммунитате. Эфизол ку витамина С, ку густ де какао, тратяза ангине, фарингите, ларингите. Орчине пате авя дурери де гыт. Требуй са штий кум са ле тратез. Эфизол. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Боль в спине, боль в суставах, мышечная боль, ушибы. Мазь Нажатокс избавит от боли и воспаления. Нажатокс. Свобода движения. Прочитайте внимательно инструкцию. Мне часто задают вопрос, почему ты, Дима, начал заниматься спортом, почему ты начал заниматься бегом? Вот честно, я никому не говорил об этом, потому что это звучит очень странно. Я в жизни делаю то, что чувствую, нужно делать. И ты начинаешь заниматься спортом. И заниматься спортом правильно, не просто пробежки ради того, чтобы скинуть пару килограмм, а именно для того, чтобы чего-то добиться, зафиксировать какую-то цель и прийти к ней. И ты к этой цели будешь идти. И потом все-таки сделаешь это, у тебя жизнь поменяется. Ты будешь чувствовать совершенно себя иначе. Она приобретет краски и перец. Шопинг, фитнес, спа, о-ла-ла! И это далеко не все. Кафе и рестораны, туризм и одежда, услуги и многое другое. Молцел представляет М-Клаб, программу скидок для всех своих абонентов. Отправьте смс на номер 9900 и получите скидки прямо на ваш мобильный телефон. Молцел. У наших скидки. Холивир – препарат, созданный на основе натуральных компонентов. Восстанавливает клетки печени, оказывает желчегонное, противоязвенное, антитоксическое действие, снижает уровень холестерина в крови. Холивир – уникальная природная формула здоровой печени для всей семьи. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов, обращайтесь к врачу или фармацевту. Публичитате. Am revenit, doamnelor și domnilor. Deci, înainte de publicitate, domnule președinte, vorbeam despre imn, că ați decis să-l schimbați cu piesa... Eu n-am nimic împotriva versurilor scrise de Hadărcă, muzica lui Dumitraș, Anatol, cu atât mai mult. Aici tot Anatol Dumitraș scrie muzica. Nu poate Partidul Liberal să aibă imnul pe versul Hadărcă care a trădat partidul. Atunci, ar fi așa cum suntem acum, Partidul Liberal, și la guvernare și în opoziție. Nu, eu cred că
Ceea ce a spus domnul Hadârcă că și agrarienii au interzis, noi nu interzicem, noi nu vrem să-l cântăm. Cântă-l, dragul meu, unde vrei și cum vrei. Dar nu poate fi imnul Partidului Liberal ca și azi. Îl prezint speakerul ca președintele fracțiunii. Domnul ies la tribun și spun, noi deputații Partidului Liberal Reformator. Care Partid Liberal Reformator? Lumea nici n-auză de așa partid. Dar vreodată cu domnul Corman, și nici așa partid nu. Dacă... Toată lumea știe că dumneavoastră e un diplomat de profesie. Dar acolo, acolo e decizia partidului. Marian Lupu, ca președinte, a semnat. Marian Lupu, PD-ul a făcut lucrul ăsta. A semnat împreună cu Filat și cu Hadârcă, președinte fracțiunii. Pe când trebuia să fie Hadârcă, șeful grupului sau șapte semnători, dar nu putea să fie președinte fracțiunii, Partid Liberal. Că nu poate fi partidul în opoziție, dar fracțiunea la guvernare. Nu... Mă la moldoveni așa ceva. Și sunt academicieni, sunt poieți. Om, iată unii, eu n-am, niciodată n-am tolerat minciuna, manipularea, prostituția, mă scuzați. Asta e prostituție moldovenească. Ești, domnule, dacă ții mai tare, tu ești mai tare, Ion Hadârcă, ca Mihai Ghimbu. Ești deschis. Apuc-te, formează un partid ca mine, muncești ca mine. El formează acum. Ce formează? Formează pe spatele meu, că eu l-am adus. Dacă era în afara Parlamentului, cine mai știa de Bodrug, de ceilalți, Ana Guțu care la Ulim, cine mai știa de... Eu știa la Ulim acolo. Maria acum s-a luat vicepreședinte de Parlament, pe spatele Partidului Liberal, a membrilor partidului care au muncit în teritoriu și acum îi dau pe toți afară. Că dacă nu trec în partid la dâși, care dețin funcții concentrate, afară. Și prin linia Ministerului Apărării, și prin linia Ministerului Ecologiei, și prin linia tot celelalte. Păi cum așa poți permite așa ceva? Cum? Unii bună educație aceasta? Unde e exemplu de poet, de academician, de polițian, de tată, de om care reprezintă cultura și literatura? Cum? Eu, domnule, vrei partid? Ia cum luai timpul de la zero. Eu am ajuns în Parlament după 11 ani de muncă. În 98 am luat Partidul Reformei. Așa da, dar nu ia timpul în sac, să te poarte, să te aducă, să te așeze și obții și mandat de deputat și funcția de președinte a fracțiunii, cabinet, mașină, pe urmă mai obții și datorită că ești deputat și președinte a fracțiunii, la putere și titlul de academician, academie. Nu așa, nu, asta e porcești. Asta. Cu academia n-aveți nimic. Asta. Cum n-am nimic? Dacă nu era aici, nu mai vedea el 1000 de ani titlul ăsta. Hai, eu cunosc niște lucruri și le știu. Sunt justificate pentru că avem... Dumnezeu deja... cu dânsul. Gata, la noi ce a fost? A fost, s-a rupt și mai vreau să aud și să... Nu mai vreau să vorbesc la subiectul ăsta. Gata, stimați cetățeni, ultima dată când vorbesc eu de cei care au fost cu mine. Mi-asum greșeala, m-a costat, dar piesei coste și mai mult. Dumnezeu... Nu bate cu bățul, dar bate. Da. Domnul președinte, sunt justificate protestele comuniștilor? Nu. Adică dumneavoastră... Nu, pe de-o parte, cum spun, eu îl doresc, le-am spus azi, m-a întrebat presa, eu îl doresc toată viața să-i văd în stradă. Cât de ajuns cât a fost la guvernare, 8 ani și încă 50 înainte. Democrația înseamnă dreptul, meeting-uri, demonstrații, pichetări, ce dorim. Dar expresii de felul, cum a spus azi președintele Voronin, că ori faceți cum vă spunem noi, ori o să intre în sală 10.000 de cetățeni, asta deja e miroasa bolșevism. Oricine e drept să critici puterea, să organizeze demonstrații, mitinguri, pașnici și cu metodele democratice, nu totalitare, nu cu forța. Tot ce e ce miroasa forță, eu nu susțin și partidul pe care reprezint și colegii mei din Parlament. Aici e punctul. Le va reuși revoluția de catifea? Păi, revoluția de catifea a fost împotriva comuniștilor, dar nu împotriva democraților, după cât eu cunosc. Eu asta știu, dar domnul Voronin așa... Aici cam s-au încurcat ei cu... Apropo de catifea și cafenea aici. Mi-am inteles că primul secretar care era atunci, în 88-89, m-a invitat pe mine și pe Natău Șălaru la Comitet Central. Să mici acum sala aceea mare, să te primi secretar la o masă lungă. Ne-am așezat, bună ziua, vorbim, discutăm și ne întreabă, zice, doriți să te o cafenea? Păi, poate apropo serios. Și a trecut un timp și mă tânesc cu Vărător Șoară. Zic, măi, Mihai, ce proști am fost noi atunci. Zic, da, ce s-a întâmplat? Zic, țin minte că n-am fost la prim. Zic, da, ne-au propus eu cafenea, dar noi
Am luat doar cafea. Și că avem și noi acum câte o cafea. Așa, așa aici. Revoluția de fiecare a fost împotriva comuniștilor. Nu și ideologul, dar... Anticipate. Vom avea anticipate. Sau alegerile vor fi atunci când prevede legislația în noiembrie, decembrie, anul. Sunt două variante. Ei, asta răspunde fiecare analist politic. Nu. Sunt nu știu ce variante. Vă spun. Sau va fi rău, sau va fi bine. Nu. Eu vă spun, vă argumentez. Prima. La primăvară pot fi numai în cazul în care actuala coaliție sau unii din ei fac joc cu Moscovei. Sau sunt puși pe cale, pe drumul de a aduce comuniști la putere. Chiar același lucru, tot mâna Moscovei. Alegeri la primăvară, în toamnă nu pot avea loc, începem deci, că e parafarea. Deci la primăvară. La primăvară cine face alegeri, asta înseamnă că pune comunișor geanta comandate în mână. Fiindcă iarna e grea, lumea e nemulțumită, banca de economie, aeroport, multe lucruri, pensii, salarii, nu? Iarna e grea, o mătui mare, vorba lui Alexandrin parcă, da? Și atunci, întotdeauna, dar nimeni nu face alegeri în primăvară, fiindcă guvernarea întotdeauna înțelege că asta e în favoarea opoziției, cu atât mai mult comuniștii. Și dacă o fac, înseamnă că o fac pentru a da jos semnarea, fiindcă dacă se alege în primăvară, noi nu avem semnarea acordurilor în vară. Asta e 100%. Rușii mizează pe două lucruri. Politica, Kremlinul. Să nu mergem înainte, să pierdem cursul european, pe care l-am început și cu sprijinul Unii Europene. Prima variantă este, alegem primăvară, ca să fie semnarea acordului. Și în cazul în care nu se alege anticipat în primăvară și semnează acordurile, să câștigi comuniștii alegerile viitoare. Fiindcă la alegeri viitoare, dacă câștigă ei, aceste acorduri nu mai au nicio valoare. Cata, ele rămân în sertar și în istorie. Chiar dacă semnate? Chiar dacă semnate. Dacă comuniștii intră în Uniunea Vamală Rusiei Belorusi, ce îți mai ajută aceste acorduri? Europa spune, la revedere. Moldova, poveste de succes. Țară de succes, acum era. Și pentru că v-am spus că am sar de la o temă la alta. Da, poftiți. Domnul Dorin Chertoacă, tot din spunea nouă la emisiune, că pe numele lui, de când PL-ul în opoziție, au fost intentate dosare penale. Domnia sa nu a vrut să intre în detalii. Îmi dau seama că dumneavoastră mai aveți sursele care le-ați avut. E adevărat sau domnia sa a vrut să dea mie motiv de știri? Nu sunt cazuri, sigur că sunt. De ce? Nu știu de ce stau dosarele care, țineți minte cât gălăgie a fost. 5 miniștri, dosare penale, înainte de după criza din Pădurea Domnească, s-a pornit o... Da. O... Cum se cheamă? Când e un șir de cămile, cum se cheamă? Caravană. O caravană, da, de dosare penale. Și ele, nu se mai aud, nu se vorbește de ele. Noi, eu am auzit de niște dosare și eu... cu drumurile, cu... O să vedem. Eu nu sunt împotrivă nici a unui dosar care este intentat, anchetat în baza legii. Dacă sunt, sunt. Dacă nu sunt, nu sunt. Nu vreți să intrați în detalii, atunci nu vreau, fiindcă cum să zic, încă asta nu înseamnă nimic. Poate e o situație de a ne speria, de a ne nu știu ce, nu știu cum. O să vedem. Domnul... Că nu avem organe, vreau să spun că și dosarul acela care l-am intentat împotriva lui Voronin, procuror general de atunci și a lui Reșetnikov, când m-a învinuit pe mine de lovitură de stat la 7 aprilie, a ajuns la Curtea Supremă și a zis că ne-au respins pe procedură. Și tot așa n-am mai găsit dreptate. Din păcate, la noi, justiția încă e în... Cât mai are de învățat domnul Dorin Chertoacă ca să își permită să pretindă la funcția de președinte al Partidului Liberal? Dorin Chertoacă poate și acum pretinde, orice membru al Partidului Liberal poate pretinde la funcție de președinte al Partidului. Bun, asta nu înseamnă că va fi ales, fără acceptul păi de ce de Congresul?
Decideți dumneavoastră. Nu doar eu. Martor sunt ăștia, foștii mei, colegi. Toate problemele erau discutate la ședințele biroului sau, dacă nu erau toți, 5-7, oricum noi discutam. Așa și aici. Noi discutăm și o să vedem congresul. Eu am mai spus într-o altă emisiune că o să vedem situația politică. Aici sunt mai multe lucruri care... Eu vreau un lucru să mă credeți că niciodată nu fi împotrivă ca acea schimbare să se producă atunci când eu o să fiu convins că această schimbare aduce profit cetățenilor Republicii. Așa cum am făcut-o atunci când l-am desemnat din partea partidului ca primar general. La parlamentare, dumneavoastră veți fi cap de listă, pentru tot ce sunteți șef de partid. Pentru că cam ar fi paradoxal, de exemplu, PD-ul să-l înainteze pe domnul Corman, iar PLD-ul pe domnul Leancă, pentru că ei sunt acum... Apropo de viitoare alegeri, iată, noi am avut Consiliul Republican și am anunțat că convocăm congresul. Da. Și toți au spus că congres extraordinar. Vezi, iar ce nu-mi place mie. La noi expiră mandatul în septembrie, în mai, dacă faci congresul, ăsta e congresul extraordinar. Și am explicat că de ce nu îl facem în septembrie, că o să fie campanie electorală. După cum ar trebui să fie, adică alegeri ordinare, în toamnă expiră mandatul. Și atunci nu o să fie de congres, trebuie să te ocupi de campanie, întâlniri cu cetățenii. Și mulți din presă au dat congresul, adică au tras spre foștii mei care cereau congres. Vedeți? Of, ce m-am sătrat din moldovenii ăștia. Și apropo de aceasta, cine să fie cap de listă? Cine să fie președinte ales la viitorul congres? Acela să fie cap de listă. Unde vă sunt bodyguardii? Pentru că la emisiune ați venit fără, la Parlament vă văd fără bodyguardii. Știu că ați fost, știm că ați fost șef de stat. De chiar și dacă e interimar, dar ați fost șef de stat și aveți drept la 4 ani. Eu, erau discuții, tot la foștii mei colegi din Alianță, că deși port, am bodyguard și eu chiar am propus lui domn Bodorin, zic, să-i retragă. Și mi-a zis că eu nu pot să fac, trebuie să vorbesc cu președintele. Și a vorbit și m-a sunat secretarul general și m-a întrebat. Nu, a zis, așa, nu ai dreptul după lege și o să retragem bodyguard. Eu zic, da, consider că așa, zic, poftim, eu singur nu-i vreau, fiindcă mă sunt mai liber. Dar juridic, eu am dreptul la pază, fiindcă eu am fost și președinte interimar și nu o lună, dar un an jumătate. Și eu am devenit toate atribuțiile președintelui și toate atribuțiile, asta înseamnă și toate drepturi trebuie să le ai. Că nu am fost o lună, da. Sau două. Și vreau luat. Și straniu este că fost coleg de Alianță, datorită Partidului Liberal, tot la guvernare, că ăștia 7 s-au venit pe lista votului cetățenilor pentru Partidul Liberal. Eu nu am pază, dar Voronii a prelungit pază. Nu, Dumnezeu cu dânși. Înseamnă că asta demonstrează că undeva, dar pe alocuri, desigur, ei, putere și opoziție, e același cheag. Știți de ce pleacă domnul Bodorin? Sau pur și simplu chiar s-a săturat? Posibil că s-a săturat. Posibil că Filat și-a amintit că a permis să intre atunci CCC-ul a percheziției și l-am maturat, nu știu care e adevărul. Asta a fost acum așa, ați spus că o glumă sau să dumneavoastră chiar intuiți? Nu, dar vă amintiți că erau nemulțumiri, că de ce a permis pază să intre colaboratorii CCC-ul să facă percheziția secretarul general adjunct a guvernului, la, uite cum îi cheamă acum. Că de ce în pază n-a oprit și nu i-a raportat prim-ministrului? Nu știu, poate i-a plecat omul, poate e asta, nu știu. Mă gândesc și eu așa, ca un cetățean, știți cum, când mergi pe drum, te mai gândești. Cum? Așa? Sau așa? Sau... Nu știu. Bun, și adevărul îl cunosc și domn Bodorin. Și o ultimă întrebare, chiar ultima întrebare. Partidul Liberal accede în următorul Parlament? Nu mai fiți atenți cum vă răspundeți, pentru că domnul Chertoacă a răspuns un pic mai condamnabil decât opoziția. A făcut o glumă care acum mult să-l... Partidul Liberal azi are mai procent mai mare decât PLD și PD. Fii serios. Dar vă spun eu. Sondaj le arată altceva. Ia spuneți, ce sondaj cunoașteți dumneavoastră? Interne de partid și-a PD-ul și-a PLD-ul și-a PCRM-ul le-am văzut. Și? Și PCRM-ul ia totul. Și cât ia PD-ul și PLD-ul? Mai puțin ca noi. Nu stau lucrurile în accedarea în Parlament a Partidului Liberal. Partidul Liberal, putem să discutăm procentul care va fi. Dar accedarea asta e
problemă trebuie să o puneți la alții. Sau șlufinat puteți să o puneți. Șpedeului, după cum e ceea ce fac acum, se poate întâmpla că pielea de meu se desfacă ca pielea de a meu, pe democrat agrar. Vă amintiți? 94 la 5, 6 de mandat și 98 a trecut pragul de 4%. Șpedeul cât va lua? Eu zic că plus minus 20 de mandate. 20 de mandate. Plus minus. Eu îmi doresc mai multe, fiindcă eu aș vrea totuși în Republica asta să facem ordine, treptate și să vină bunăstarea, fiindcă 20 de ani de democrație asta nu înseamnă sărăcie, dar viață decentă, viață bună. Pe această notă optimistă pentru alegătorii Partidului Liberal, eu vă mulțumesc tare frumos că ați acceptat să veniți la noi în studio. Vă așteptăm. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă spunem că atât a fost să fie la ediția de astăzi a emisiunii Puterea 4-a. Să trăiți frumos și bine, pe orice mal al Nistrului v-ați afla. Și a Prutului tuturor.